Bună seara, dragi doamne, domnișoare și domni! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Veche, pe care eu, Adrian Sturza, o voi ține și în seara asta cu doamna Nicoleta Savin. Lumea mă întreabă, domne, de ce nu aveți invitați? De ce nu avem invitați? Habar nu, ia-mi zis tu de ce nu avem invitați. Mă întreb pe mine, nu avem invitați pentru că nu vrem să avem lume care spune prostii și pe care trebuie să le înghițim... Din politețe. Da. Am fost de prea multe ori politicoși. Vă place ideea? Da, oricum, o să trească să mai invităm ceva. O să spune că suntem niște încrezuți care cred numai în ce spun ei și alții. Nu credem numai ce spunem noi. Problema e că nu credem în o grămadă de lucruri pe care le spun oameni. De exemplu, s-a întâmplat de foarte câte o zi, două, cred. S-a întâmplat în România. Regia, dați-ne și nouă filmul cu domnul Neamțu Mihail. Mm-hmm. Domnul Neamțu Mihail, cunoscut un, să zicem, de dreapta. Care e dreapta în România? Da, România are dreapta? România are două mâini stângi. Mă, nici nu știu dacă acolo e, nici stângă nu e. Ceva aici? E, nu știu. E o coterie. Da, da? Păi, e o coterie și într-o parte e și o alta. Coterie, care nu are nicio treabă cu ideologia. E o mare coterie. Vrem să facem ceva, dar nu avem niciun plan. Dar o să fie bine. Da? Da? Aveți filmul ăla cu domnul Neamțu Mihail? Da. Nu admit sincer, Robert Turcescu, ca România anul viitor să aibă opțiunea asta tristă între unul care a fost un interlop și altul care a fost șef de galerie sau a fost, mai știu eu ce, un nec nimeni și care pur și simplu se visează președinte. Așa că Mihai Neamțu, dacă asta este invitația ta, înțeleg că e o invitație oficială, o asumi așa de față cu tot partidul, suntem în sediu aur. George, îți mulțumesc, mă onorează și voi fi acolo, voi fi de astăzi înainte alături de tine și onoare de partea mea. Sper să nu dezamăgesc. Dar domnule, la 40 de ani se visează europarlamentar pe viață. Da. Nu admit sincer, Robert Turcescu, ca România anul viitor să aibă opțiunea asta tristă între unul care a fost un interlop și altul care a fost șef de galerie sau a fost, mai știu eu ce, un nec nimeni și care pur și simplu... Cum e, domne, unde scuipăm și unde lingem? Păi e la modă. E în toată lumea la modă. Știi, nici măcar nu mai spun asta. Au găsit o exprimare elegantă. L-au reconsiderat. L-au reconsiderat? Da, reconsiderat. Cine pe cine? Ei pe Neamțu sau Neamțu pe Neamțu? Ei? Pe el, pe ei, ei pe Neamțu. Deci toată lumea reconsideră pe toată lumea. Oameni care s-au scuipat și care nu se uitau unii la alții, acum se pupă. Păi numai dacă mi-l amintesc pe Iohannis, da? Ciuma roșie, PSD ciuma roșie, da? Geaca roșie și inima roșie. Iacătă că acum e foarte drăguț cu Partidul Social Democrat. Atât de drăguț încât... eu mă spari. Foarte interesant asta cu Klaus Iohannis. A ieșit și a zis că el continuă. Da, perseverează în greșeală. Perseverează pentru că e nevoie de unanimitate și să știi că sunt voci care îl acuză că face jocul lui Putin. Păi, pentru eu fiind că una dintre ele, îmi pare rău. Nu așa sunt se traduce. Nu am o voce așa frumoasă, dar uite, în momentul în care vine... Ești sopran? Sau? Vine SUA și zice... Da. Băi, noi vrem părute, totuși. Bine, ok, treaba lor, până la urmă, NATO înseamnă jumate din NATO ăla e Rusia. Ăsta, SUA, pardon. Pe gura pardon. Pe noi vrem pe ăsta. Bine, mă, ia, luați-l pe ăla. Mai vin și balticii și zic, da, și nouă ne convine că e strong, așa, e hockey. Și da, da, eu zice, zis Polonia. Îl iubim pe... Da, totuși. Da? Bun. Da. Și tu zici, da, dar totuși eu continui să eu perseverez în greșeală. Băutura e bună, dar să ții de ea până te îngroapă, până te face praf. Filmul pe care l-ați văzut și n-aș vrea să trec peste asta, este prin bunăvoința lui Costin Andrei de la Linie Dreaptă, care îl urmărește pe Neamțu, la un moment dat l-a dat în judecată pe Costin Andrieș pentru că îl asociase cu aur. Neamțu? Da. Dar nu ții minte când m-a sunat pe mine... Nu știu dacă l-a dat, dar l-a amenințat căldă. Nu când m-a sunat pe mine extrem de indignat Florin Călinescu că l-asociem cu aur. Ba da, dar noi... Spunând, eu nu sunt aur. Nu. N-am nicio treabă. Florin Călinescu te-a sunat pe tine pentru că eu îl făceam susținător. Și zicea că el nu e susținător, e numai ce? Simpatizant. A. Acum... E vreo deosebire? E...
dacă crezi că poți da în judecată în România pe cineva pentru deosebirea asta semantică, duceți-vă și faceți-o. Acum, vă mai auzi de acest băiat, Florin Călinescu, și cred că de domnul Neamțu nu, că el vrea la Bruxelles, vrea păpic acolo, vrea cartofi prăjiți. Mă, nu știu. Și orice va vrea el, vrea să facă, vrea să pună o cărămidă la temelia României. România e oricum eu. Dar a anunțat oficial vreo candidatură Neamțu? Păi l-au anunțat la parlament, la europarlamentare. Păi. L-au dat. Tocmai au urmărit, dar tu erai cu nasul în telefon, de-aia n-ai văzut. L-am urmărit că vrea, dar nu l-a anunțat cineva oficial. Păi, ba da, filmarea era oficială. Eu n-am văzut o listă cu el. Dar în fine, poate să te dezinfo. Adică el întreba dacă e oficial și se spunea că da, bine, oamenii ăștia, la oamenii ăștia nimic nu e oficial. Nu, eu nu mai cred. Deci Partidul AUR susține 3 oameni la primărie. Nu, nu vorbim de primărie aici, vorbim de europarlamentare. De europarlamentare, dar la primărie, Partidul AUR, întâi și-a depus un tânăr acolo pe care nu știu cum îl cheamă, Angel sau așa ceva, treaba lui, așa. S-a lansat, a vorbit, treaba și așa mai departe. După asta au zis că îl vor pe piedone, că vor face conferințe de presă comune, că se pupă, că se asociază, că se disociază, că ei știu ce fac. După aceea s-a trezit domnul Simion că mai testează niște nume din piață, printre care Gușă, și Gușă astăzi a venit și a zis, da, eu care de la Pașopt vreau. Și iată că acum trebuie să se fixeze la unul, pentru că dacă împart votanții pe 3 candidați, nu este niciunul. Adică dacă o parte îl votează pe Piedone, o parte pe Gușă și o parte pe titularul Angel, ce ne facem? Lasă, dragă, cu cât mai mulți, cu atât mai vesel. Mai bine, nu? Da. Mai mulți. Mai păi care treaba? Aici. De ce? De ce nu? Dar de ce să fim căruța răi? Căruța cu paiațe. De ce să fim răi? Da. Bine, nu se întrea. Mai poftiți, domnul Simion, mai găsiți, domnule, încă 2 candidați, să fie 5. Și pentru că suntem tot în acest registru minunat, aș vrea să mai dați-ne și nouă poza, una dintre pozele celelalte două. Sunt două poze acolo, puse în director. Ia, ce se întâmplă aici în poza asta? Deci, se descifrează o hartă. Nu, prima poză, lăsați-o pe asta, că ajunge și aici. Aici. Eu sunt un viitor fost primar, fost viitor primar. Al Bucureștiului și mă și uite ce au făcut oamenii ăștia aici, ce-o fi asta? Ce-o fi asta? E interesant aici. Stai seama cum ăsta n-a mers cu metrou în viața lui? Tu îți dai seama că ce-au făcut cu el? I-au dat lumea afară din cadru. S-a dus și a dat o hârtie de 200 la casă ca să-și cumpere belet. Dacă le-ar fi întrebat cineva cât costă un bilet de metro, mă îndoiesc că fi știut. În prima conferință de presă trebuia să-l întrebe. Veșnica întrebare. Dar ai suflă, mă, au căști. Da, de la Dăncilă încoace trebuie să fii nebun să nu spui. Da, e o altă problemă. De ce să te duci la casă? Ești posesor de card. Nu te cheamă, nu știu mai care nu folosește card. Dose de pildă. Te duci cu cardul și îl pui și ai te urcat în... Crezi că știe asta? Se deschide ușa. E greu, asta nu trebuie să știe asta. Păi tu crezi că omul ăsta se urcă în ceva? Problema este că viața lui n-a mers cu metrou. E băiat care a făcut o avere frumoasă, a operat mult și merge cu mașini foarte scumpe, are case și locații foarte scumpe, sunt pe firme, adevărat. E foarte supărat pe jurnaliștii. Am spus-o și data trecută și am citit din nou chestia asta. De-abia începe. Stai. Păi nu, dar să ai tupeul să spui că aveați altă optică atunci când v-am operat? E ca și... E grobian, nu e altfel. E absolut grobian. Le bate obrazul. Ai uitat că ți-am reparat genunchiul, rotula, eu știu ce ți-o fi reparat, glezna, mâna, și acum vii și mă întreb pe mine de unde am bani? Dar cine-i de vină? Că eu zic... Ăștia nu sunt doctori în România, doctorii nu sunt doctori. Sunt demiurgi. Trebuie să-ți întâlnesc, este decanul Facultății de Medicină, Carol Davila, din București, da? Știi ce ne spune asta? Nu vreau să vorbesc la televizor, că iară se iau ăștia, că nu o să mai știe lumea, mă, ăsta ce e, e până loși sau nu e până loși, că ori se ia de ele, ori nu se ia de ele. Băi, pe tine mă nu te văd. Da, mai știi ce surprize îmi rezervă viața. Exact. Și avea bunica o vorbă și e reală. Mănânci un sac de sare lângă un om și nu știi ce zace în el. Așa că surprize putem avea toți, de la toți, oricând. Inclusiv de la domnul Cristoiu, care a învățat cum arată metrou. Doar dacă nu te pricepi la oameni, pentru că oamenii, de fapt, îți spun întotdeauna. Cine sunt? Oamenii îți spun cine sunt. Dar nu te uiți la vorbele lor sfroitoare, la facem, dregem, te iubesc, la vale, la deal. Nu. Te uiți în... E foarte simplu. Te uiți la cum se raportează
față de omul din tramvai, față de chelnerul care pune cafea pe masă, cum se raportează când se trezește din ața și se uită pe geam, așa se va raporta și la tine. Mă, nu lusui în metrou, da? Pe Cristoiu? Deci nu-i dai roluri care nu sunt ale lui. Îl pui să alerge după. Mă, există titularul de mers la metro, de luat copacul din sectorul 5 și tăiat cu mâna lui, adică de înjurat... Păi ce să facă cu de înjurat Nicușor de Anca Bătuvântul. Nu are priză la public, e falit, e mâncat păi din stat. El n-are, dar rolul ăsta nici atâta n-are. Păi da, problema dar e că... Dar nu poți pune pe post de ospătar să comande mici și să meargă cu metrou, că nu e genul, nu-l crede domnule, nimeni. Domnule, numai să nu-l face să râdă, că nu râde bine. Electoratul ăsta e ocupat. Țineți-l supărat și o să fie ok aici. Cât de cât, țineți-l supărat. S-a luat de Nicușor, spunându-i că... Bate vântul din casă. Că, nu, că n-a făcut nimic pentru primărie și că banii din proiectele alea sunt de la fire. Da, așa a zis. Poți să... Ai tu pe ăsta să normal. Zici chestia asta, după ce femeia aia, de fapt, trebuia băgată în fășcărie. Stai puțin, dar femeia a lăsat primăria în stare de faliment. Da. Deci ai tu pe o să vii după cât? 3 ani de zile. De mandat eu trebuie lui Nicușor okay. Ca să scoată primăria pe zero. Da. Da? 2 ani. Și tu vii să-i spui că, de fapt, toate lucrurile s-au făcut pe munca lui fata aia. Păi, dar el primește hârtiuțe. De la cine e șeful de campanie? Nu doamna Firea? It's good. E bine așa. Și, mă, n-are priză. Îl vezi că n-a fost nicăieri. Că nu știe să vorbească cu lumea. Îl vezi că e neautentic. Până la... E neautentic de îți vine să zbieri. Dar, mă rog, până la urmă... Vezi? Și autenticitatea asta. E Piedone autentic? Nu e. Nu e, dar știe... Dar seamănă cu mulți care se regăsesc în el. Știe golănie de sectorul 5. E, dar nu știe numai golănie de sectorul 5, iartă-mă. Știe golănie care e valabilă în toată țara. Da? Și vrem, normal. Dar de sectorul 5, îmi pare rău, acolo e mai... Știi cine a fost șefa de comunicare lui la sectorul 5? Oana Zăvoranu. Da? Asta e. Oana Zăvoranu a făcut din el, cu postările ei pe Facebook, da, cel mai popular primar din țară. Știe. Știe. Adică și-a luat un om pe comunicare care i-a făcut un profil în mentalul colectiv și l-a impus. Închipuie-ți acum într-o capitală care e sfâșiată de tot felul de aglomerate imobiliare, să nu le zic altfel. Da? Atât de puternice încât... Fiecare vine cu al ei candidat. Nu. No. Ba da. Nu, no, nici măcar nu e asta povestea, că oricine ar fi acolo sună telefonul. Da? Și ce face? Alo, da. Nicușor, da. Bă, îți desfințăm ONG-ul. Da? Te-a desfințat. Te punem să... Ți-l băgăm pe gât, mă. Ai înțeles? Nu, ne lași, ne strici, nu am face. Alo, ești primarul capitalei, da, da. Pe gât ți-l băgăm. Tu îți dai seama ce se întâmplă. Și asta, toată mizeria asta e așezată pe corupția și pe neapăsarea românilor. Și pe faptul că ne țin în crize, dacă tu te... Ne țin în crize perpetue. Știi? Da. Unele false, altele reale, unele peste altele. Și tu, ca ursul în pădure, ca bă... Da, dar e în zonă controlată. Are în seara asta, a scris un editorial tăpălagă și are dreptate. Nu poți să ai revoluție la urne, oricât ar fi lumea de scârbită, cât timp tu ai totul controlat. De la vot că știi să numeri, da? Adică numără cine trebuie, la ce mesaje transmiți că televiziunile sunt la picioarele lor și fac ce trebuie și așa mai departe. Nu. Eu poate să zic că tăpălagă chestia asta și o spui cât vrei. Există un adevăr pe care psihologii îl știu foarte bine. Nu poți face un om să treacă peste lucrurile în care crede cu adevărat, care este ceea ce se cheamă the bottom line a persoanei respective. Da? Ai un bottom line, da, care? Bă, nu știu. Nu fur din cutia milei. Înțelegi? Punct. Fiecare dintre noi are un bottom line și zice, bă, nu mă apuc să fac chestia asta. Nu știu. Din ce în ce mai... Dar bottom line-ul ăla e din ce în ce mai jos. Da? Da. Pentru că dacă bottom line-ul românilor este... Ce caută ăștia, mă, aici? Ce caută, mă, hoți? Ce hoție asta, mă? Bă! Și zici, bă, nu, gata, te duci în stradă și zici, bă, nu mă miști de aici, uite, nu mă miști, nu știu. La taxe, alea, servici, nu! Ăla e bottom line-ul tău, da. Ok, atunci ei nu o să treacă peste asta. Oricât de narcisiști ar fi,
oricât de mult psihopați s-ar aduna oriunde pe lumea asta, în orice clădire oficială, parlament, ce vrei tu, sunt o mână de oameni. Puterea ăstora, indiferent cât de psihopați și de abili sunt în a manipula adevărul, puterea ăstora e destul de slabă, că ei, de fapt, sunt o minoritate. N-ai cum să ai o majoritate la butoane, că este prăpăd. Deci tu la butoane ai 400 de butoane, 1400 de butoane, 4000 de butoane, whatever. E un număr limitat. Și te duci la oamenii aia și le bagi mâna în buzunar și le ceri bani pe an, îi sperii, îi manipulezi, îi faci, îi prostești. Dar nu e vorba de educație aici. Că nu educația te face să-l miroși pe neamțul că e fripturist. Nu e ca și cum dacă ai citit 40 de cărți, știi, și dacă nu le-ai citit, nu le știi. Nu știi. Și zici, da, ăla e. Nu, nu, nu. Ceea ce te face pe tine să zici, aaa, domnul neamțul, grozav, domnul. Gușe și toți ăștia, nu e instrucția ta. Nu. Este caracterul moral. Cât de flexibil ești tu moral? Câtă claritate ai? Poți zici, bă, nu vreau asta. Pentru că dacă vin, dacă eu las pe ăsta, ăla aduce pe ăia, pe ăia și așa, strâng toți ca niște maimuțe acolo și gata, ne-au dat cu mere în cap până vomităm, trebuie să plece copiii, trebuie să plecăm și noi, lăsăm astea, păi ce naiba facem? Ai o viață, ai o familie, ai o femeie, ai făcut copii cu ea, să nu ai făcut... Copiii ți alungă ăștia, cum alungă vântul, frunzele, da? Știu ce faci, rămâi agățat pe crăcile ca un prost. Acolo suntem. N-ai nevoie de niciun vot de blamă asupra clasei politice românești, care a trebuit băgată toată în închisori, toată, direct. Cine? Pe ce justiție? Păi n-are cine, nu, n-are cine. Justiția lui Savur le închide pe cineva? Toată, mă rog, toată nu în sensul ei pe toți și bași, dar masiv. Da, corect. Da, e the bottom line pe care îl are omul, care zice, băi, da, uite și pe ăștia, hai mai bine, bagă și tu acolo, Vasile, bagă și tu acolo, bă, te vezi tu acolo și gata. Te-ai orientat, te-ai descurcat. Despre asta e vorba. Și atunci hai să ne descurcăm toți, dar e să descurcăm mai bine, că sunt deja la butoane. A dus Iliescu. Ce face, domne? Îl pune sub... Ce faceți, domne, cu acest bătrân? Stai că trebuie să dea aprobare domnul Iohannis. Procurorul general le-a cerut aprobare să-l incrimineze în dosarul Revoluției. Dar de ce trebuie un președinte? Pentru că așa trebuie. Aici e chestie... Nu dar e de ce trebuie complet. Așa? Dacă ai fost parlamentar, este întrebat... sau dacă ai avut, de fapt, funcția aleasă, e întrebat președintele și dacă ai avut funcție desemnată, e întrebat... Ok, dar de ce e așa, încă o dată? E așa scrie în lege sau ceva? Așa scrie în lege. Vezi? Cum sunt? Adică îl întreb pe ăla, dar el ce e? Dacă ai fost ministru sau președinte... Sau ce autoritate asta? Nu știu cum e împărțeala. Deci nu te întreabă pe tine, că până la urmă, știi... Adică dacă noi l-am ales pe Iohannis, trebuie să-l și întrebăm acum? Da, are niște atribuții, e una dintre ele. I-au lăsat-o pe asta. Palelalte le-au luat, dar pe asta nu te duci și răspunde, mă. Asta i-au lăsat-o. Foarte interesant, omul ăsta. Eu sunt convins că o să ajungă... Ce să ajungă? Bucăți. Să ajungă ce? După ce pică de acolo. Stai un pic. Mai are niște ani, mai are. Să vedem după aia ce se întâmplă. Că e o vânzoleală mare. Și lumea zice că, domnule, Rusia câștigă, face drăge. Da, ok, bine, mai vedem. Poate că da, poate că nu. Nu? Eu nu cred. Eu nu cred că Dumnezeu permite asta. Eu cred că dacă mai arestează Rusia pe cine nu trebuie, de vreo două, trei ori, eu nu cred mai întoarce de la groapă, dar nu prea mai poți după poate aia. Poate mă înșel, dar... În sfârșit. Vedem. Că doar de asta mai să vedem și să tragem concluzii. Ăia câți putem să le tragem. Da, foarte frumos. Deci, domnule, să mira omul că uite, au pus și harta aici. Uite ce frumos e desenul ăsta. Da? Da, e o hartă. A văzut și el care sunt magistralele, pe unde se merge cu metrou. Ce e asta, măi, Nicoleta, aici? Să știi că el, de pildă, ar trebui să știe că el nu, e în plan și deja se bat pe ea și au săgeți electorale. Magistrala de metrou care va lega gara de nord de gara de, nu știu care e aia, de lângă Filarăi de acolo. Gara de est sau ce este aia. Și deja au început să certe. Aia de la sectorul 1, cu aia de la sectorul 3, cu primăria generală, adică ar trebui să se documenteze că în caz de se mai face o magistrală în București. Glumesc. Eu nu știu, de fapt, ce au vrut cei de la PSD? De ce nu spun, de fapt, noi o susținem pe Piedone? Păi nu poți să spui asta, că Piedone e al cui? Piedone este al cui îl pune să fie. Nu.
piedone. Vrei să spui că e doar al Voiculescu? Nu, nu. Nici vorba. România asta e condusă pe ierarhii. Da. Nu e așa ca la proști, cum am crede noi. Și dacă vine Rădăcina și zice, mă, eu vreau pe ăsta totuși. Mm. Tu ce poți să faci? Să te fa- poți să faci ceva? Nu poți să te faci că pupinelu și da, nu poți nici să zici nu. Nu? Și atunci dai mai tare și închizi. Trimiți un iepuraș. Care? Du-te tu, mă, că n-ai nicio șansă. Du-te tu. Du-te și zdrobește-te. Da? Și ne facem că... Nu, dar eu nu înțeleg așa. Dacă tu ai vrut să impui ideea de coaliție, liste duble, la europarlamentare și aha, dincolo la prezidențiale, de ce vrei să pierzi capitala? Pentru că asta îți aruncă în aer toată construcția aia pe care... Că oricum ai întors România cu fundul în sus, ai pus alegerile prezidențiale în septembrie. Ai făcut un milion de artificii. Ca să ce? Că eu nu înțeleg... Deci, eu nu pricep miza păpușarilor, combinatorilor ăstora, că așa se numeau înainte. Păi da, altceva deci, înainte Hlebenciuc era cel mai mare combinator din România. Acum da, s-au mai găsit și alții. Păi toți, da? Că sunt acolo și se uită unii la alții, trag cu ochiul, văd ce fac ăia, fac și ei. Eu am văzut-o, sau am auzit-o pe doamna Șoșoacă țipând de Bobic. Credeam că Costel Bobic s-a liniștit. Păi să știi că din 97 încoace, noi eram la ziua, Roșca Stănescu ne amenința cu 2 și un sfertul dacă îi mișcam în front. Cu Costel Bobic. Aveam noi o jurnalistă șturlubatică și a spus că în 10 minute Costel Bobic află tot ce știe despre ea, tot ce se știe despre ea. Deci din 97 încoace, de la amenința jurnaliști până la montat politicieni, de la șerpăria 2 și un sfert până la ce vrei tu pe lumea asta, Costel Bobic e cap de serie. Ești, madame Șoșoacă vorbește de Hrebenciuc și de Costel Bobic care fac cărțile în combinația cu ea. Care combinație, Dumnezeu știe dacă o fi și cum o fi, pentru că totuși a murit tatăl spiritual, dacă tot am adus vorba de Șoșoacă. A murit generalul Marco. Am auzit. Creator al neamului românesc. Creatorul partidului neamul românesc. Da, 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 da. Și cel care a creat personajul Șoșoacă. Pentru că doamna Șoșoacă nu e cum a vrut să pară Răposatul, înmormântat pe 3 aprilie. Da? Ce să faci? Asta e un personaj creat, omul ăsta a scris 130 de cărți, avea o imaginație. Avea timp. Cu totul ieșite din comun. Avea timp. Pentru patrie, de toate. Da, era patriot. Da. Nu știu, am văzut niște ferpare pe acolo, am văzut și... Mă, ferparele ca ferpare, dar tu îți dai seama că totuși neamul românesc a primit o serioasă lovitură. Că nu Ninel Pea a avut ideea partidului ăsta. Ideea partidului ăsta și strategul partidului ăsta a fost generalul Marcu. Și tatăl spiritual, dacă mă să-i spun așa, doamne Șoșoacă. Doamne, ar trebui să fie în doliu zilele acestea. Nu știu ce să zic. Sunt rea, da? Zim că sunt rea. Nu știu ce să zic, dar am înțeles că iau la o mormântat cu surile și trâmbițe. Normal. Nu? Cu onoruri militare, cu tot ce vrei. Așa. Profesor, doctor, universitar, în retragere, da, da, dinga, dinga. Da, și deci biografie acolo. E bine. E bine. Mai. Deci, e halucinant, Adrian. Deci, oamenii care au făcut Roșia Montana sunt la butoane azi. Da, ai zis Marco, era Rotaru. Marco, am zis? Da. E, scuze, mă pomenește. Poate se pregătește, ferească Dumnezeu. Stai, nu facem de asta la emisie. Nu, domnul Rotaru, scuze. Da. Da. Deci domnul Rotaru domnul este Rotaru. Un super personaj. Poți face 10 emisiuni despre domnul Nicolae Rotaru. Tot ce serios? Se știe despre el, da. Spune. Deci a fost inclusiv... Deci omul ăsta a fost inclusiv la Bardo din... Bardu din Oltenia. Omul ăsta a fost inclusiv instructor pentru la fostele trupe de securitate. Da? Ce învățam pe oamenii ăia? A murit, nu ne mai poate povesti. Dar sunt interviuri cu el, sunt cărți, sunt strategii, sunt tot ce vrei. Sunt documente multe rămase după urma domniei sale. Uh-huh. Pentru că s-a simțit la butoane după 90. A fost prieten cu toți, inclusiv porcăria aia cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști. A făcut-o Dragnea cu el. Adică a încercat să compromită ziariștii, spunând, intrați în Uniunea Ziariștilor Profesioniști la pensie, vă dăm 50% din valoarea pensiei. Și să știi că este coadă. Și erau și selectivi.
Adică pe unii care, de pildă, nu erau la vedere, erau în presă, să zicem, operatori sau documentariști sau ceva de care nu se văd, care nu semnează. Păi îi pun să probeze că au lucrat în presă, dacă poți să imaginezi așa ceva. Dacă merită să intre în Uniunea Ziariștilor Profesioniști. Ia asta o treabă, da? Știi că, pentru cine nu știe, îți dau jumătate de pensie, dar acum, de ce ai dat jumătate de pensie pe baza unei calități de membru la... Practica asta Uniunea Scriitorilor, practica asta Uniunea Artiștilor Plastici, dar alea sunt Uniuni de Creație. Da, normal. E altceva. Și atunci ce faci? Aici... Îi ții în curul gol pe ziariși, că asta se întâmplă. Da, îi lași să-ți mănânce din palmă. Care vor. Da. Care nu vor, ușa. Da? Nu se înscriu deja, pentru că nu mai au mult până la pensie și trebuie să ai măcar 5 ani de cotizare. Rusea. Da, Rusea scrie. Rusea scrie pe noi. Acest personaj ar merita o emisiune. Dumnezeu să... Nu știu dacă trebuie să-l ierte, pentru că n-a făcut, a făcut foarte multe lucruri care nu sunt cușere. Deși are foarte mulți fani. Adică... Ar fi și anormal dacă n-ar avea în România sunt fani. Sunt extrem de recunoscători. Asta e țara unde pleșiță... L-am auzit pe ăsta, pe eu când mă plictisesc, mă duc pe YouTube sau pe social media și mă uit, mă duc în zona aia crepusculară, în zona radioactivă, știi? Și mă, care mai e treaba pe acolo? Că vin singuri la mine. L-am văzut pe ăsta, pe Filip Teodorescu, cum îl cânta pe Pleșiță într-o emisiune la doamna cu profesioniștii de la TVR. Eugenia Vodă. Eugenia Vodă. Îl cunoscuse pe Pleșiță, era un om nemaipomenit. Serios? Erau entuziasmați? Am ajuns să-l cântăm pe Pleșiță la TVR în anul 2000, nu știu cât, 10, 11, 15, cât era acolo. Oho! Da. Chiar așa? N-am reușit să trecem de nivelul lui Pleșiță? Măi, n-am reușit. E n-am greu. Reușit să trecem. Bine, da, asta înseamnă greu. Am văzut astăzi o mulțime de lucruri care m-au indignat, dar chestia asta de la Capitală chiar credem că mă scoate din minți. Poți să zici că am nebunit. Deci oamenii care au făcut Roșia Montana, care ne-au adus afacerea Roșia Montana, acum se laudă că au câștigat procesul cu Roșia Montana și se laudă că să facă pe Cioloș Țapis Păștior. Deși toată povestea cu Roșia Montana e pe mandatul Victor Ponta. Să fie foarte clar și venim cu documente. N-ar fi nimic. Colectivul n-a fost, domnule. N-a fost colectivul. Deci domnul Cârstoiu era... la municipal, când a spus că au de toate, acum ne povestește că ar fi vrut el să-și dea demisia și cine îl crede, de ce nu și-a dat-o. Da? Cert e că oamenii ăia, amărâți ăia, și n-au plecat în străinătate, au stat să moară în România patriotică, precum domnul Cristoiu și domnul cine era atunci, Rafila și alții, care n-au dat voie să se plece, că avem tot ce ne trebuie. Bă, nici eu era ministru al sănătății. Da? Așa. Deci colectivul n-a fost. Amnistia și grațierea pentru care s-a ieșit la 10 august în stradă, da? Că am uitat de ele. Acum, amnistia și grațierea par mici copii față de porcările cu prescripția, cu completurile de 5 judecători, că nu te las, că ai fost condamnat de unul care nu-i specializat în corupție și degeaba te-a condamnat. Exact. Că trebuie să vină de-al nostru. Noi l-am pus judecător acolo. Noi l-am pus și nemernicul. Stai un pic, deci funcționează asta. Da. Da? Deci s-a întâmplat asta. Pe vremea lui Dragnea s-au întâmplat lucrurile astea. Aveai un complet de 3 judecători sau 5, 3? Păi nu, problema este că s-au certat întâi că e complet de 5 sau complet de 3, după aia că specializat sau nu în corupție și așa mai departe. Deci te duceai acolo, statul român ajungea cu dosarul acolo, după care au venit și au zis, da, statul român te-a pus să ajungi cu dosarul acolo, dar... De fapt, judecătorii ăștia nu sunt buni. Pentru că unul dintre ei, pe care noi l-am pus, nu e bun. Dar nu e bun pentru dosarul tău, așa că ia dosarul și du-te acasă. Înțelegi? Statul român e o glumă. Ok? Las. Adică, știi ce mă scoate din minte, Adrian? Nu, deci, chiar nu știu ce deci te mai domnul scoate Piedone, din minte. Ai tu o vârstă și ai mâncat ceva știri. Ce dar mai scoate am o vârstă, dar oamenii de la colectiv au murit. Domnul Piedone a fost scos din pușcărie pe dosarul colectiv. Dar ei erau de vină. L-a așteptat postul, l-au așteptat cu primăria neocupată. În România mortul e de vină. Da? Deci n-au făcut alegeri ca să vină Piedone înapoi și acum ei vor să-mi vândă mie Gogorița. Eu pot să cred că din sondajele lor iesă Piedone cu procentele astea. Eu nu cred că bucureștenii sunt imbecili în halul ăsta. Chiar nu cred. Crede-mă. Refuz să cred. Uite, sfidare la cazul Pascu acum.
Deci, în primă fază se cere strămutarea procesului, pentru că judecătoarea aia care mesteca gumă a întrebat unde a strigat, da, martorul mort. Unde e băiatul ăla care a trebuit să... Da, el murise în scriptă. Da, după că... aceea, la termenul următor, a întrebat cine este cel din poze, neștiind că e unul dintre morți și a dus de tată în fotografie ca simbolic să participe la proces. Deci, odată se refuză strămutarea, rămâne la doamna care mestecă gumă și sfidează durerea rudelor și astăzi se întâmplă altă năzbâtie. Se respinge schimbarea încadrării de la umor din culpă la umor calificat. Dom'le, nu e umor calificat. Te așteptai ca atunci când te uși la volan cu 5 substanțe halucinogene în tine să conduci, nu să omori pe nimeni. Da? E umor din culpă. E umor din culpă la care poți să ai o pedeapsă absolut decentă și eventual cu suspendare, ca să nu mai spun de aceeași justiție care în zilele astea își bate joc de noi în cazul Mario Iorgulescu. Asta vreau să te lăsăm să termin. Da. Aveam pe limbuță acest nume. Nu pot să nu le leg. Apropo de accidente în care unul își face de cap și până la urmă mortul e de vină. Deci avocații lui Mario Iorgulescu au tupeul să spună că e de vină amărâtul ăla care a murit și ne povestește că avea bubița pe creier de mic, de micuț și e nevinovat. Și nu, el nu înțelege. Nu înțelege, este inocent. El nu înțelege. Păi de ce ați dat măcarne dacă nu înțelege? Aceasta era următoarea întrebare pe care tu ai luat-o din gură. Dacă nu înțelege, de ce îl lăsați mă să conducă pe băiatul ăsta? Da, asta e România. Asta e România în care mortul e de vină, asta e România în care... Deci, procurorul Amărie pare așa o lumină față de ce fac ăștia acum, pe cuvântul meu de onoare. Deci, justiția a devenit ceva la butonierea cui trebuie. Azi, mie, mâine mie, Ciolacu, mâine lui Ciucă, poi mâine lui Boderăs, poi mâine lui Hrebenciuc și răs, poi mâine, nu știu mai cui, lui Șoșoacă. Da, deci Beizada bea tăcriță, da, praf, avea aproape 2. Da. Și droguri. Ce în drog? Sistem. Normal. Supărat că iubita lui nu știu ce i-a zis. Era într-un alt club. Fit, așa. Da. Se duce și eu am citit vitezele de pe din plângere. Deci, 200 din cât? Nu, sunt mici. 100, nu știu cât. 140. Da, mă, dar ești în oraș, nu ești pe autostradă. N-avea cum să aibă 140. N-aveai cum să ai 140? Era ceva de 140 ceva, 140, pe acolo, nu. N-ai cum, avea peste, mult mai mult. A, bun. E... N-ai cum. La viteza aia nu intri în rondul ăla și treci până el și l-omori pe ăla la capul celălalt. Deci, hai să fii serios. Asta nu apreciez, am fost acolo. Au tras de ea, hai, fă, știu mai, hai mă, că n-avea cum. 1,26 grade la litru. L-au scos din țară imediat. L-au ținut în clinica în Italia de ne-am plictisit. Nu ni l-au dat înapoi că are gâlci și nu ni l-au extradat. Adică bătaia de joc e atât de mare... Măi, Daniel Dragomir, se predase în Italia. Unde o mai fi, mă? Se predase... Se predase de ochii proști, nu? Se predase la vreo fată pe acolo. Se lăsase legat sau ceva. Ce știu eu? Unde să se... Daniel, tu ai crezut-o pe aia? Mă, dar nici... Nu știu. Vâlcov ce mai face? Vâlcov i-a dus. L-au adus? Da, că a scăpat-o. Da, Vâlcov e în închisoare. Vâlcov a venit. Ce știre, a scăpat. Cum l-a adus? Ai scăpat-o tu? Vâlcov e la noi. Aoleu, dus. Nu-l facem primar la Slatina din nou? Din închisoare, păi da. Ce hai, asta acum ne oprim în astea, în prostiile astea, nu. Asta am scăpat. Păi eu nu știu cum de nu candidează, dar nu, că are interdicție. Că ar fi în stare să candideze... L-am prins pe ăla de la Baia Mare, l-am prins pe Vâlcov, nu l-am prins, nu știu. Nu l-ai scăpat. Am început să dau la teori, clar. Deci a venit Vâlcov în România. Foarte puține aduși. Și, ok, și ce s-a întâmplat? Gata, îl băgă. Nu, îl ținem în închisoare? Mă, eu știu că e în închisoare. Eu nu mai cred nimica. Știi, era pe vremea când prima mare arestare în România a fost al Bivolaru în cazul BRD. Și noi, ca niște Bivolaru PSD-istul. Pentru care a Gabriel. Mers Gabriel. Pentru care a mers tot PSD-ul în frunte cu Adrian Năstase la DNA și pe stradă. Era din Tărtășești. Cum să-l lași un om din Tărtășești? Nu poți să-l lași. Că să pună Dumnezeu mâna pe e de-al nostru pe greșeala lui. Nu e vorba de etnie aici. Nu e vorba de etnie. Etnia Tărtășeștiului mai. Nu, e vorba despre apartenența la organizație. Așa.
mai întrerup și să mor, dar știu ce vreau să spun în materie de că prima arestare... Așa, și noi ca pe atunci se mai făcea gazetărie în România până în 2005. Am cerut aprobare de la Direcția Generală a Penitenciarilor să ne lase, domnule, să vorbim cu ei, să-i luăm un interviu. Mă, nu ne-au lăsat, nu. Dar nu ne-au lăsat nici morți. Și am făcut-o în serie. Deci fiecare jurnalist acreditat pe justiție făcea câte o cerere. Mm-hmm. Nu respingea lui X, făcea Y, lui Y, Z și așa mai departe. Toți ne-am apucat să facem cereri. Nu ne-au lăsat mâna el. Suspiciunea era că exact ca în cazul verificat ulterior, în cazul Adrian Sârbu, care era la închisoare și lumea s-a întâlnit cu el pe stradă și a spus că mergea senin la dentist și nu suportă să stea luaza de pasnic lângă el. Să stea mai în spate. Sârbu? Și de aia sunt singur, da. Sârbu a zis-o pe asta? Da. Deci wow. Sârbu a fost surprins de gazetar pe stradă de unul singur mergea și a spus că merge la dentist. Dar nu numai... Pe vremea lui Bivolaru exista suspiciunea că el nu face închisoare, da. De fapt. Și da. Că e liber. Da. Poartă o barbă mai mare decât de obicei și ce? Are o șapcă. Și l-am văzut toată pe Adrian Năstase părăsim și poarta. Și tot mandatul, până toată perioada de pedeapsă, n-a reușit nimeni să se convingă că acel domn odată cazat în penitenciar chiar trestează în penitenciar. Da. Informațiile noastre erau că nu e acolo. Da. Și atunci era de explicat că stăteau drepți în fața lui, pentru că de la BRD s-au sifonat foarte mulți bani care au plecat pe actori politici. Păi, ce să faci? Și a adică, luat omul asigurare, nu? Da. Și de hai, că... furăm toți, da? Da. Bine, ok. Toți tremurau că deschide asta gura și spune da. Unde au plecat, cum i-au împărțit bani. Da. Știi? Asta e. Era ca un soi de bancorex. Că și acolo toată lumea a tremurat că se află mai mult decât creditele pe care le-au dat să le vedem așa la fraier. Nu erau toate așa? Dacia Felix era altfel? Dar la alea de Bancorex, cele oferite presei, nu erau toate creditele. Banca erau parte din Internațională a Religiilor. Bineînțeles, dar n-au căzut toate băncile. În mandatul, deci sub supravegherea a tot știutoarea actualului șef al BNR, Mucuri Sărescu, care din 90 până astăzi s-a mai clintit de acolo. Tot ce s-a întâmplat prăpăstios în România în materie bancară e sub umbrela lui și nu poate să spună că nu știe. Chiar nu poate. Și are atâția viceguvernatori care trebuie să fie și informați și e o întreagă ierarhie în bancă. E o întreagă piramidă acum. Da. De putere și care nu se supune statului român, pentru că așa statul ar trebui să nu se... De fapt, nu subordonarea lor e la Banca Centrală Europeană, te rog să mă ierți. Deci nu e la vrei banca... să vorbim despre Banca Centrală Europeană care l-a avut pe Mario Draghi da. Acolo și care făcea exact ce făceau ei în Statele Unite și anume printau bani. Nici o bancă din nicio țară din Europa nu este subordinea statului al cărui bani îi păstorește, ci în subordinea Băncii Centrale Europene. Și Banca Centrală Europeană este în subordinea... E, asta deja e o temă. Ar putea unii să-și facă un masterat, măcar. Ar putea, dar nu vor, că e periculos. Și dacă îl fac, îl fac undeva în spate. Periculos o spărghesi. Așa e faliții lor, să știți, ca să nu... Că e poveste acolo, e poveste mare. Da. Acum, ceva... Vreo săptămână mi-am adus aminte de... Te întreb, măi, de ce se întâmplă lucrurile astea pe lumea asta? Așa de ciudate și zici, băi, totuși... Și mi-am adus aminte de Michael Aquino. M-am mai vorbit în emisiuni cu tine de el. Da, de mult, de ani de zi. Păi, le spune că oamenii au uitat. Asta era un colonel. Eu știam pe undeva că nu prea mai găsești pe net. Erau documente. Se șterg, mă. Sunt oameni care... Era un colonel al Pentagonului, găsești că era, dar eu știu că a stat pe la NSA, dar uite că poate mă înșel eu, nu, se mai înșel. N-am păstrat informațiile la vremea respectivă. Se ocupa de PSYOPS, de operațiuni la cutiuță. Și băiatul ăsta s-a simțit foarte atras de partea întunecată a Universului. La un moment dat a început să fune, îl frecventa pe Anton LaVey, care făcuse Biserica Satanică în, uh-huh. în Statele Unite. Ăsta fiind colonel Aquino. Dar nu, s-a supărat și pe LaVey, s-a produs între ei așa o ruptură la un moment dat, nu e foarte puțin important de ce, se ceartă și ei, să știți. Au așa o vrajbă în ei, nu știu de ce.
Toți au vrajbă bunii. Iar navajbe noastre trebuie... Nu le au ordine și totdeauna cricotesc împotriva ordinii. Că dacă, de ce, că noi, că da, cine, da, cum. Dar de ce ăla și nu eu? Cam asta e povestea. Și a fondat, și a fondat el templul lui Set. Și nu era o biserică așa de 2 lei și un scuipat pe un colț undeva. Nu, a fost ceva destul de important. Bine, și de acolo s-au supărat unii pe alții. Știi? Ca în România. Nu sunt în stare să se adune 2 cu 2 să facă 4, știi? Se ceartă între ei. Mai bine s-ar dezbina decât s-ar uni. Că așa e la ei. Nu-mi fă să mi-aduc aminte de biserica scientologică, de mormon și de alte zone un pic, că nu, zone aia e deja, aia e flori la ureche față de niște lucruri. Stai tu liniștit. Aia e așa. A, Set sună absolut templul lui Set. Da, pe nevasta o chema Lilith. Normal. Și-și făcea poze pe, prin morminte cu vin și cu d-astea. E, e bine. A fost bine. Povestea e că tipul ăsta a fost la un moment dat psyops. Deci știa, era om potrivit la locul potrivit. Treaba e că te întrebi. Mă, da, dacă el era mai întunecat așa. Deci găsiți-l pe net. Uitați-vă la poze. Dacă nu... Poate că pozele poate că vă vor spune niște lucruri pe care eu n-am de gând să le spun acum. Că e, nici n-are rost să le spun. Intri pe găurica aia, știi, în viezduina iepure lui draga Alice, te duci de... E greu, te mai... E uimitor. Bun. Ăsta era, a fost implicat în ce să crezi? Un scandal cu pedofilie. Păi, se poate fără? Înțelegi? În zona asta se poate fără? În zona întunecată? Da. Mai există, ei întotdeauna sunt atrași de inocență și de bine, știi? Înțelegi? Da, sunt atrași de distrugerea inocenței. Ei, și da, normal, dar nu s-o păstrezi sau s-o întărești. Cărcăm în picioare. Nu, nu, e... Da, facem chestii ritualice. Nici o îmbucătură fără o sorbitură, corect. Nu? Incorrect, da, corect din punctul lor. Așa este, așa este, așa e războiul aici, deci, la noi. Deci, incorect pentru noi, dar din punctul lor de vedere, corect și e de... E mai puțin lume înțelege că viața nu e aici, da? Uite, dacă spun asta, o să spuneți că ar trebui să mă înscriu într-o biserică ceva, dar nu vreau să fac asta, pentru că bisericile în zilele noastre, nu știu ce s-a întâmplat cu calculatorul ăsta, că i-a sărit... S-a sărit și a rămas bisericile fără curent. Merge așa negru, e cel mai bine. Împățiți și eu într-o emisiune. Bisericile noastre în ziua de astăzi sunt și ele mâncate de șoricei. Da? Da, la greu. Da. Tocmai vorbeam ieri cu un distins teolog și un prelat român, pe care nu o să-l numesc, pentru că nu vrea să fie cunoscut pentru că capacitatea lui de, calitatea lui de preot, care era trist. Și am zis, măi copile, sunt la o vârstă la care pot să vorbesc în felul ăsta cu lumea. Și am zis, măi copile, fii atent, acum uite-te tu, gândește-te așa, Biserica Română-Ortodoxă, da? Bun. Da. Este cununată cu Iisus, ar trebui. Nu? Da, e Biserica lui Iisus. Nu? Da. Bun. Acum, gândește-te că această organizație, această ființă, e ca o ființă, până la urmă, ierarhică, cu cineva o conduce, are mâini, picioare, guriță, nu are păpică în gurița aia, da? Bun, ok, n-a fi nimic de aia. Trebuie să mâncăm toți ceva, da? Bun, ok. Închipuiesc că la conducerea acestui corp, acestei ființe, la conducerea ființei care ești tu acum, ești tu. Bun. Majoritatea timpului, da? Există și cazuri minus mai... Minus când merg pe pilot automat. Bă, majoritatea timpului, da? Deci da. Corpul tău ți-e încredințat ție. Tu acum dacă zici, uite, eu acum vreau să mă ridic să plec, te ridici și pleci, da? Bun. Da. Deci tu. Poți să iau decizii. Tu ești cu semnătura, asupra întregului organism care ești tu. Da? Ok, bun. E un univers întreg acolo. În emisiunea asta, sigur, nu sunt pe pilot automat. Deci în asta funcționezi. Și acum, ok, și acum zici, domne, la conducerea acestui organism, la un moment dat, a ajuns un... A fost numit un suflet de către niște oameni care aparțeau de Partidul Comunist. Uh-huh. Ăla, hulitor de Dumnezei. Uh-huh. De toți Dumnezei. De-aia Dumnezei se uită la oamenii care îl compun așa, cu un fel de măi, chiar așa, da, chiar așa, ok. Bun. Deci acest spirit comunist zice, uite, la conducerea lui Nicoleta Savin, îl punem pe ăsta. Asta pe Nicoleta.
Și acum să vorbim la scară un pic mai macro, ridicăm un pic cadrul și zicem așa, deci tu, soția lui Hristos, care ești o biserică, ești condusă de un hulitor de Dumnezeu. Și de Hristos și toată treaba, da? Bun. Da. Deci, cu alte cuvinte, tu ești soția lui, dar de fapt... Îl subminezi. Da. Îl minți, îl trădezi. Da, da, da. Spiritul care conduce treaba aia e cu hulă, cu alte povești. Faci da? Faci tot ce e rău. Ce ar trebui eu să fac acum dacă soția mea zice, măi, eu sunt soția ta, dar băi, ești că pe dincolo și nu și tu, toată suflarea pe care eu ți-o aduc, toți oamenii ăștia pe care trebuie să-i păstorești, în numele meu, tu te duci și ejectezi la clapă, faci așa cu ei, nu ți-i dau ție, nu-i în drum către tine, soțul meu, ci în drum către... Ce ar trebui eu să fac? Și tu știi asta, și eu știu asta, și noi doi știm asta. Eu știu că tu știi, că eu știu. Și așa mai departe. Și acum ai zice eu, dacă sunt soțul tău, zic, băi, ce faci? Și cu limba despicată. Una zice așa și alta face invers. Bă, da? Ce ar trebui să fac eu, soțul tău? Ar trebui să zic, auzi, știi ce? Hai că eu plec. Bă, mai încolo, că puți. Nu? Și te las. Și tu rămâi așa, damblagită de acest spirit hulitor de Dumnezeu. Dar nu ești nici moartă, nici vie. Da? Și rostești limba calpă a șerpilor. Vorbele care ți-ies din gură n-au nimic înăuntru lor. Da? Nu, sunt vorbe goale. Și care goale. Cum... Vorbește cineva de bine de soțul tău, tu îl pui jos. Ca să-ți acoperi... Îi negi spiritul. Exact. Dai când ți-ode. Păi nu, ești în denier și trebuie să justifici ce faci față de tine, ca să poți trăi cu tine. Deci acolo suntem, nu suntem acolo? Ba da. Ok. Ba da. Mm-hmm. Ba hai să vedem cum putea... Hai să vedem cine... Valabil pentru toți păstorii de biserici. De la Chirin până la care vrei tu până în prezent. Nu știu, că și Păneamțul. Un teolog care să mă treacă peste vorbele astea, să-mi dea cu ele în cap. Nu, mă gândeam și la mulți papi care pur și simplu... Uite, papa actual, care moare de grija... Chinezilor. dar nu-i pasă că mor ucrainieni. Nu se ia de Putin, că de cum să te iei de Putin. Moare, nici nu știi de grija cui mare în Gaza, bai de partea Palestinei, bai de partea cum sună și telefonul Israelului. Așa. Are și el telefon, are. Și păstorește o biserică cu miliarde de oameni de creștini. Da? Cu atâta indecizie. Când adevărul e unul singur. Nu există că negociem în materia de adevăr și nu putem să facem niciodată în veacul vecilor, amin, din ucigași preoți. Marele apostol Putin. Cam așa vine. Cred că poți să faci, dar trebuie să, știi, vorbeam. Atunci trebuie să vii tot drumul ăla. Dar faci niște pași departe de Iisus, că se sparie dacă aude. Deci, nu, da, trebuie să mergi mersul înapoi. Că mergi braț la braț cu Putin când te cheamă papa de la Roma. Tu știi că ei sunt a treia Romă. Ei, dacă îi întreb pe toți aia, altă susținere, altă... alt motiv pentru existență nu-și găsesc. Dacă îți imaginezi că ajung în fundul gol la petreceri, dar vor să salveze Occidentul. E funny. Mă, dar faza cu fundul gol la petreceri... Cine erau fundul gol? Erau și ei pe acolo. Nu, problema este că îți trebuie tupeu maxim să zici că e vina Occidentului și a NATO care a lucrat la mentalul ălora și elitelor să-i corupă. Bine, a lucrat, i-a dezbrăcat Occidentul și i-a dezbrăcat Statele Unite. Hollywood-ul e cum e. Tocmai ce ne omora asta cu transgenderismul de Paști. Nu mă interesează cum e Hollywood. Mă interesează că poți să ai tupeu să spui că acea petrecere de piei goale la Moscova e organizată de Occident și de NATO. Dar tu știi că narcisiștii... Ai, e mult prea mult. Tu știi că narcisiștii nu sunt niciodată responsabili de nimic. Ei nu sunt măcar de la Hollywood se asumă la pielea goală, dar ăștia de la Moscova nu se asumă. Ăștia dau vina pe occidentali. Ei nu sunt de vină pentru nimic. Da? Toate crimele alea pe care le-au făcut, le-au făcut, nu le-au făcut, de fapt, le-au făcut, n-aveau un control.
ca și ăștia de la noi. În momentul în care te dezlipești de faptele tale, tu începi să fabulezi și îți inventezi motive care nu interesează pe și nimeni. Și scuze, care iarăși nu interesează pe care nimeni. Care nu interesează pe nimeni, în orice caz nu interesează principiile alea de sus care asigură cauzalitatea și care zic, da, 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 i-ai tăiat capul, dar tu de fapt erai supărat, nu? Da. Eram foarte supărat. Oh, ok, atunci te iertăm. Nu merge așa. Nu merge cu amnistii, nu merge cu rahaturi. Astea sunt porcările oamenilor. Da? No. Ce am? L-au scos pe FNQ. Da, normal, după 10 yes, ani. Baby. Deci, bă, te judec 10 ani. Aici e senzațională. Relu FNQ, vi-l amintiți, oameni buni? Transformatoare. Deci, marele baron liberal de Iași. După 10 ani de judecată, clasez dosarul. Nu? Ce frumos. Eu știu o instanță care s-a judecat cu maica mea moartă 2 ani. Și știa că murise. Da, e și asta o posibilitate. Și-au dat să te cu faci recurs cu toate alea. La, 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 la. Era parte faci din procedură, mai da, multe părți acolo. Ce murise. Tare. Și am făcut un recurs în anulare, dar 2 ani de zile s-au judecat cu ea moartă. Țara românească. Da, ai nicio treabă. Justiția Liei Savone, așa, PSD-ului. Da, ai nicio treabă. Da, pe cum? Păi, n-au dus la societate. L-am auzit astăzi pe un senator PSD-ist și am zis, am întors lumea cu fundul în sus, spunând, niciun om cu probleme juridice nu va fi pe listele noastre. A ajuns PNL-ul să se hai dea peste cap, doar le ține pe Dumitrescu, Iulian Dumitrescu pentru Prahova. La Iași deja au anunțat că merg în continuare cu Chirică și Alexa, așa, și a ajuns PSD-ul să-și dea afară de pe liste hoții. Adică s-a, știi, îți vine să, de la PSD nu au niciodată nicio pretenție și nicio așteptare. Nu că aș fi avut de la liberal, dar chiar în halul ăsta încât să legitimezi PSD-ul ca partidul care e anticorupție, pentru că tu te comporți ca ultima loază de pe plantație. Nu, da? Chiar, după părerea mea, a existat un premier PNL care a călcat rău în aia urâta, unde îți intră piciorul, dar nu-ți mai este. Călin Popescu, Tăriceanu. Nu! Dar Câțu. Care, dragă? Câțu. A, Câțu. Și a avut un președinte, pe vremea lui Câțu, da, erau amândoi, care cred că a făcut și el cam același lucru. Încă n-a dispărut, adică n-a dispărut de pe ecrane. Da. Aia e cu PNL-ul. Și atunci, cred că cineva a zis, ați făcut chestia asta? O nefăcută. O nefăcută acolo, da, sus, știi cum vine, acolo știi, sunt altele. Știi când vine? Când vine cât o amărtă. Evaluările. Știi cum erau în poveștile aia românești, că venea la prințesa aia rea și nesimțită, venea câte o băbuță să ceară un codul de pâine, știi? Și că de-aia mai prost așa, aia era supărată că, nu știu, îi se topise rujul după în sfârșit. Hai, pleacă de aici. Și odată o făcea și după aia ieșea prost. Știi? Dar n-a fost numai manole, au fost și chestii de genul ăsta, știi? Oricum, Papa Francis. Oricum, nu știu, nici nu mă interesează, nici nu știu cine e Papa Francis, dar adevărul e că, uite, adevărații naționaliști ai României sunt amenințați, adevărații patrioți. Ce au mai pățit și ăștia? Sau care sunt adevărații? Stai că Cosmin Gușă, pe urmele lui Dragnea, susține că indivizi necunoscuți au vrut să-l omoare, știu, punându-i substanțe străine în rezervorul mașinii. Prima întrebare. Uh-huh. Străină de ce? Nu știu. Scrie Banchești despre asta. L-a făcut străine de cine? Bucățele. Străine de cine? De ce? De care? Străină de ce? De țara asta? Străină de mine? Străină exprimarea de... este nefericită. Nu e nefericită. Nu. Exprimarea este șerpărie. E o șerpărie. E. Poți să... Substanțe străine. A vrut să mă moare punând substanțe patru străine. Patru agenți străini alergau după Dragnea la ATN Palat și Hâști. Dar nu i-au dat-o. Dar nu i-au dat-o. Dar nu mai i-au arătat. Atât. Simplu. Ăsta săracu, uite, piedone are lunetiș pe casă. Normal, dar nu iau spart măcar un geam. Înțelegi? Nu doar că nu l-au nimerit pe el, aruncau dar măcar geam, dar măcar cu pușca cu mere stricate, îl împungeau cu pistoale de apă. Deci un om care spune că dacă că îi pare rău că n-a avut 6 ficiori ca să aibă câte unul la fiecare primărie, nu e, eu nu știu ce caut acolo. Deci eu repet, tu zici că n-am nelămurit. Cum? Deci omul în căprăria căruia s-a întâmplat colectivul ajunge să cucerească București în calitate de primar. Și nu mi-e clar a cui săgeată este până la urmă, vorba ta. Și dacă e al domn profesor Voiculescu și nu vrea să recunoască. Uh-huh. Na, belea. Mașina mea este una foarte bună, cu un motor în V, nu trebuie să dau marca, spune eminentul normal, jurnalist. Nu poate să facă. Dar s-a blocat brusc în plin mers. Am reușit să o redresez cu greu, deși volanul s-a blocat. Păi se blochează, mă, că ai servo. Da. A rămas pe dreapta, pe acostament, fără să intru în șanț. Sperietura a fost mare.
toate injectoarele au fost distruse. Paguba este de câteva mii de euro. Da? Deoarece în rezervorul mașinii mele au fost introduse substanțe care încă se văd. Păi ori era... Fără să preciseze despre ce e vorba. Mă, ai fi pus motorină, mă. Se mai întâmplă să știi la casă mai. Pe rezervor? Ai fost pe benzină și ai băgat-o la furtună. Bine că l-a pus cherosen, s-ai liniștit. Deci domnul ăsta, ca să că va fi primar la capitală, dacă va candida la capitală, trebuie întâi să ne povestească cum s-a împrietenit cu Marius Vizer, care deschide ușa la Kremlin cum deschide o ușa la mine acasă, și de ce de acum 2 ani se scuipă cu Marius Vizer, da, într-un hal fără de hal, acuzându-l pe acela că este rusofon și el n-ar fi. Da? Trebuie să povestească foarte multe, dar mie trebuie să-mi povestească toată corespondența cu Federația Rusă, cu Kondiakov, dar n-o să tac în fiecare emisiune până la campanie, dar e o lună până în campanie, 3 săptămâni. Nu mă lași să-i dau 5 minute în fiecare emisiune măritului Cosmin Gușu, bă, toți, până și Piedone are voie să candideze, deși și-a schimbat porecla în nume. Dar pe ăsta care se pupă cu Rusia de născare, nu pot să-l las. Inclusiv la Corn, trebuie să-mi explice cum se învecinează cu niște magnați ruși. Nu vă spun în emisiunea asta că e pe gata, strică surpriza. Mă, ce? S-a dus o oră, nu vine să cred. Da. Are niște vecini ruși foarte interesanți la Cornu. Da, unde nu sunt. Nu, dar acolo sunt... Să-i vezi pe aia de la Snagov. În aceeași arie. Snagov? Să vezi ce frumos e. Măi, știre, 3 oameni au murit smulși... Din casa lor. Din paturile lor și aruncați în gol de o furtună violentă. Ăla era bloc nou de sticlă, nu? Structură de sticlă. Nu știu, dar... Așa am citit din paste, arunce în aer? Da. Adică vijelia a reușit să spargă sticla, să intre în dormitor, să spargă sticla și pe partea elaltă și să te ducă. Barca pe valuri. Norocul lor era că știau să înnoate. Nu, că au murit. Glumesc, mă. Cum să... S-au dus săraci. Și aia 3 au numărat ei. Dar eu urâtă cred moarte. Dacă intră vijelia într-un bloc, nu s-au dus numai 3. Mă gândesc. Da, fii atent aici, știre. Foarte simpatică. Știi cine a ajuns vicepreședinte CNSAS? Vicepreședinte CNSAS? Yes, baby. Mă, nimic nu știu, pe cuvânt. Mm. Când e știre în seara asta? Marți 2 aprilie. Cum am scăpat-o? Cine e vicepreședinte CNSAS? Madalin Hodor. Bă, la ore și vicepreședinte? Da. Că era membru, știam. Că... Nu, l-au zbierat. De ce? Adjunctul lui Germina Năgâț? Doamna Năgâț a zbierat, dar ce să mă, că nu... Ce tare. Nu se mai aude, doamna Năgâț. Da. Madalin, deci omul care spune n-am avut picior de rus. Nu spune numai asta. Preda pe la SRI, el împreună cu celălalt, pe care îl cheamă... Toată lumea preda pe la SRI. Demetriade. Demetriade. Da. Ei doi, tandemul. Problema mea este că e omul care a avut maxim de îndrăzneală să povestească unei țări întregi că n-am avut turiști, că în ruși în decembrie 89, că nu au fost ruși care de la KGB, GRU sau din altă parte care ar fi acționat în România, că n-au stat până prin încă un an de la Revoluție încoace în România băieția, că am visat noi niște ruși și am vorbit despre ei. Rușii erau la ei acasă, cu minți, disciplinați și nu călcau prin România. Mâncau popcorn și se uitau de la granița Moldovei la noi. Cam așa ne povestește domnul care astăzi ajunge să fie numărul 2 în CNSAS. Ăștia vorbea, Hodor vorbea de deținuții politic care au trecut unii dintre ei pe la experimentul Pitei. Făcea, practic, îi făcea albie de porci. Nu-i făcea mișto, făcea albie de porci. Sunt rahați cu ochii. Corneliu ăsta, Tudor Popescu, pardon, mai făcea, Cristian Tudor Popescu mai făcea chestii de astea și ieșea în decor cu lucrurile, dar dacă lui Cristian Tudor Popescu poți să-i mai ierzi lucruri, nu se iartă niciodată nimic ușor, Hodor, parcă ți-e greu. Zilele astea am văzut și colonelul acela de la SRI care a făcut o troiță a securiștilor în Pitești. Exact. Lucian Bode l-a sprijinit.
Da, exact la închisoarea Pitești, acolo unde a fost cumplitul experiment. N-a dat-o jos nici acum. Nu, dar băietul ăla, cum să spun, nu l-a sancționat nimeni, nu l-a întrebat nimeni nimic despre el. Nu mai avem timp de vorbit, dar așa asta trebuie. Amintim măcar 5 minute săptămâna viitoare. De troița bătăii de joc și de ridicare în slăve a securității în detrimentul amărâților care au fost supuși experimentului de la Pitești. Hai să vorbim un pic de fetele care au ridicat spitalul de la Dăruiește Viață. Astăzi Rafila în sfârșit a semnat. Iese Rafila și spune, în primul rând, zice că nu poate fi omologat spitalul ăla. Da, a spus-o ieri. Nu? Da, și de ieri până astăzi a sărit toată presa în cap și azi a semnat. Deci fetele alea strâng bani, da, fac pe dracu-n patru, da, se chinuie, una, da, alta. Ridică un spital, că statul român este incapabil să ridice un rahat de spital, da? Bun, le fac ei, ok, îi lași. Îi lași, e un eufemism, că au vrut să se urce pe ei, m-am plictisit eu de câte ori. Numai Teodorescu se urcă, Teodorovici a început să se urce pe ei. Ții minte la un moment dat, era ministru de finanțe și început, vrea să dea o lege, să-i... Hai de capul nostru. Bun. Ca să nu mai poată în casa de la populație. Pentru că fetele alea sunt o bubă, o palmă dată cu piciorul statului român, statului român incapabil și abject. Corect. Nu? Și fetele astea zic, lasă-mă că facem noi. Ok, it's ok. Facem rost de bani, facem, ridicăm, mergem pe șantier, ne facem, ne trebuie. Te lasă în încă o dată, îți dau la joale cât pot, dar nu prea tare, că bate la ochi și tu chiar ești ești de dus la cocină. Și zici, lasă că nu vi-l omologăm. Îl lăsați așa, deschis, închis, cum vreți voi, închideți geamul, îl bată vântul, da? Da. De ce? Pentru că e ca buba în ochi. Da, cu motive de 2 lei. Știi câtă presă a fost? Și în tabulară au adus-o în discuție. Știi câtă presă a fost când au dat spital, când l-au terminat, dar cu 3 luni, 4, 5, cât ori mai fi, să ori fi făcut. Știi câtă presă a fost? Cred că te mirce și mai nimeni. Mai nimic. Păi era ordin pe unitate. Nu vă duceți acolo. Hai dar că facem o conferință. Că stă de atâtea luni, deci în continuare părinții de copii bolnavi de cancer dor pe un depot. Iar aici, unde ar avea condiții și s-ar odihni uman alături de puilor, nu sunt lăsați, pentru că spitalul nu e omologat din cauza unui deștept carasilat. Cine interesează că-ți moare copilul de cancer în România? Tu, cu tot neamul tău, da, dormiți, poți să mori de cancer. Dar tu te duci la KH, la Viena și da, pentru că fetele și băieții care sunt la KH Viena, că au nicio treabă pe acolo, dau cine știe de cine, te și mir de cine poți să dai pe acolo la secția de oncologie, că nu vreau să intru în... Da? Da? Și toată lumea e ok. De ce? Păi da... Mi-aduce aminte când s-a operat... Ciorbea în Elveția, l-a operat nici mai mult, nici mai puțin decât medicul nostru de la... Dănăilă. Bagdazara, Neon Dănăilă. Da, da? Păi ce? Pe bani grei. Păi da, ce erau banii lui? Erau banii tăi, nu erau banii guvernului. Da. Dar putea să-l opereze în România, erau banii lui. Da, erau banii tăi, dar nu erau tăi, gata. Era premier la vremea. Mă, de ce plătim taxe? Alo? Da, o întrebare bună. Dacă ăștia pompează și fac toate mizerile astea, de ce plătim taxe? De ce eu m-am minunat? Cine ce i-a zis de ieri până astăzi, domnul Rafila a omologat spitalul? În an electoral, tu, Rafila, ieși și scoți jetul ăla și zici fără milă. În an electoral își permit chestia asta. Da? Da? Păi dacă ăștia în început de an electoral își permis să sfideze... La anul după ce au câștigat alegerile... În halul ăsta totul, da, îmi pare rău, dar e de plecatele. Ok? Mm-hmm. Eu n-am să fac asta pentru că am zis că vin aici, că... Cine să știi că eu... Deci, e o vorbă atribuită unui înțelept, unui mare iluminat asiatic, care zice așa... Păi dacă eu nu cobor în iad după voi, cine? Mai e o vorbă. Cetățeni. Mai e o vorbă care zice așa, dacă mergi prin iad, nu te opri. Eu m-am oprit un pic, că ce să fac nu aici? Te opri. Ba da. Hai să terminăm. E o vorbă, n-am zis că e valabilă. Hai să terminăm cu emisiunea asta imediat. Nu, acum aș este vrea să termin apropo de Rafila, care chipurile a semnat cu
cârmâr omologarea spitalului, are o anchetă care nu-i place deloc și care arată că este sponsorizat într-un fel sau altul de niște oameni cu care a colaborat pe vremea cât era reprezentantul OMS în România, și asta e de discutat. Adică oamenii ăștia care se joacă cu sănătatea noastră, aia, vai de capul ei așa cum este, ar trebui puși la zid. În sensul că trimiși în fața... În sensul bun al cuvântului. Trimiși în fața lui Ilia Savone. Da, pentru că mă gândeam că domnul ăsta a și vrut la un moment dat să fie, să candideze la președinție. Era un nume rostit. Nu-l aveți decât pe Dumnezeu, dragi doamne și domni. Atât că sistemul sanitar românesc vă omoară cum a omorât fata asta care... It's over. Care era pe moarte, că a mai murit o tânără. Era pe moarte și i-au spus că are o cădere psihică. Gata. Și-au lăsat-o să moară. Ăsta e sistemul medical românesc. Pe marți, din păcate, ni s-a weekend timp. Cât mai bun. Toate bune.